A fost grea trecerea de la postura de jucător la cea de antrenor? Destul de grea, dar mă bucur că s-a făcut rapid. Corona Brașov mi-a dat această șansă și încerc să mă bucur de această șansă și să demonstrez că asta vreau să fac pe viitor. Este ceea ce îmi doresc să fac în următorii ani și bineînțeles că încerc să devin din ce în ce mai bun de la o zi la alta. Ți-aș plăcut să fii antrenat de Laurențiu Lică dacă erai jucător? Bună întrebare. Da, cred că da. Pentru că nu mă văd altfel. Sunt un tip impulsiv, ca și antrenor, cred că eman aceeași energie pe care am avut-o ca jucător. Asta îmi doresc de la echipa pe care o antrenez și da, în concluzie, da. Ai un model ca antrenor sau ai mai mulți de la care te-ai inspirat? Fără discuție, primul contact al meu a fost cu Gianni Crețu și la echipa națională el a fost cel care m-a desemnat capitanul echipei naționale. Am rămas așa într-o relație foarte bună. Sigur că mai sunt și alți antrenori de la care am învățat, sunt alți antrenori pe care îi urmăresc, dar aș vrea să rămân aici cu gândul la ce a reușit să facă Gianni Crețu și sigur că avem multe de învățat de la el. E un inconvenient pentru că ai fost un mare jucător, pentru că tot timpul o să cauți perfecțiunea în jucătorii tăi? Nu cred că este un inconvenient. Din punctul meu de vedere, exigența cere, perfecțiunea întotdeauna și rezultatul trebuie să fie cel pe care tu-l aștepți. Eu cred că a fi, să termin o carieră de jucător ca și jucător mare sau important în țara unde joci, cred că ți oferă un mic avantaj. De ce? Pentru că deja ești, uns cu toate alifiile din teren și treci pe bancă, deja știi la ce să te aștepți. Asta cred că e punctul meu de vedere. Nu te-ai venit niciodată să te bagi la joc cu băieții? Nu. Să știți că trecerea asta chiar pentru mine a fost una bruscă și hotărâtă. Trebuie să recunosc că mi-aș dori să mai fac din când în când o mișcare, ceea ce nu s-a întâmplat. Au fost foarte multe de pus la punct. Mă focusez foarte mult pe organizare și pe partea tehnică a echipei și tot ce înseamnă de luni, mai ales în timpul de când a început sezonul, în contact cu stafful tehnic, cu scouterul, încercăm să punem toate lucrurile la punct. Acum ești antrenor, te ajută regula cu cei doi români impusă de Federația Română de Volei? Când erai jucător era pus altfel, dar acum ca antrenor e un lucru bun? Da, eu consider că este un lucru bun și mă repet, sigur că putem spune că echipa națională a început să scoată capul în Europa și din acest motiv. Și sunt 100% convins că asta s-a întâmplat. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că sunt, jucători de valoare medie care au un avantaj extraordinar ca jucător român. De ce? Pentru că întotdeauna vor fi căutați. Și cred că acestor jucători li se dă o șansă. Li se dă o șansă, dar totuși îi trebuie să confirme. Ce părere ai de difuzarea meciului la FRVTV? Se dau toate meciurile din etapă? Da, mă bucură treaba asta. Trebuia să o facem, cred că de mult. Mă bucur că s-a ajuns la punctul acesta și eu pot să spun că iau exemplul campionatului Franței cu mult timp în urmă. Deci lucrurile astea erau deja accesate de oricine. Sunt prieteni, sunt cunoștințe din familie, sunt mulți care urmăresc meciurile pe site-ul Federației Române de Volei. Te-ai iau locul 7 la europene? Cât de mult te-ai bucurat? Știu că te-ai bucurat, dar te așteptai la locul 7? Nu mă așteptam și cât de optimist sunt și cât îmi doresc ca echipa națională să reușească, chiar nu mă așteptam. Au făcut un parcurs extraordinar. Mă bucur enorm pentru acești băieți care au reușit și deja îi văd cu capul mai sus, fruntea mai dreaptă și bineînțeles că ne dorim ca ei să continue într-o notă cât mai bună. Cum spun jucătorii? Coach, Mister Laurențiu, cum spun? Amestecat. Sunt foști jucătorii cu care eu am jucat, îmi spun Laurențiu, unii forțează cu coach, ceea ce, ok, nu spun că îmi displace, dar
Sunt tot felul de apelative pe care pentru mine nu contează. Respectul unui jucător îl simt atunci când începe antrenamentul, când începe meciul, atunci lucrurile sunt mult mai clare și îmi dau seama dacă respectul este același cu apelativul pe care îl folosesc. Ce faci ca să te menții la fel ca în cea când erai jucător? Te ești la sală sau cum faci să te menții la fel? Sau stresul antrenorului este... Da, este vorba de stresul antrenorului și într-adevăr ajung de multe ori seara, mă pun în pat și îmi dau seama că am mâncat doar o masă sau un mic dejun foarte subțire și o masă de prânz. Da, se întâmplă să... E clar că metabolismul mi s-a schimbat un pic, dar, mă repet, am nevoie și îmi doresc să mă duc un pic, să mai fac puțină mișcare. Ai văzut un film sau te uiți doar la video cu meciuri și faci numai video? Cred că de curând am urmărit pe Netflix... Lupin. Este un film franțuzesc, mi-a plăcut foarte mult prima parte și am continuat imediat cum a apărut. Dar, sigur, cele mai multe videouri le avem împreună cu stafful și cu scoutul echipei. La Brașov au voie să schieze jucătorii tăi? Nu. Este clar, fără discuție, stipulat în contract, orice accidentare în afara sălii de sport duce la penalizări consistente. Și eu cred că avem în echipă, avem jucători profesioniști care știu despre ce este vorba. Ești departe de familie sau e cu tine în Brașov? Încercăm să fim ba la Craiova, ba aici. Mai fug eu la Craiova, familia vine și ea. Nu este ușor, dar până acum ne-am descurcat și sigur ne vom descurca și în continuare.